Directorul firmei Artego, unul dintre acționarii dați în judecată de Clubul Pandurii, a trimis o scrisoare deschisă prin care susține că a virat 300.000 de lei clubului. Banii au fost dați când clubul se afla în situația de a pierde licențierea, iar în schimbul sumei respective, Pandurii s-a angajat să renunțe la acțiunile în instanță. Viorel David spune că, deși a existat un contract în acest sens, cei care au condus clubul l-au încălcat. Prima instanță, Tribunalul Gorj, a hotărât să respingă acțiunea față de Artego, deoarece, așa cum am arătat și conform raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză, acesta a achitat chiar în plus sume față de cele stabilite prin acordurile financiare. Se arată în scrisoarea deschisă semnată de directorul Artego. Viorel David spune că totuși firma a virat chiar și în aceste condiții 300.000 de lei pentru a ajuta clubul să evite falimentul, iar în schimbul sumei s-a încheiat un contract de renunțare la procesul în instanță pe care Pandurii nu l-a respectat. Reprezentanții clubului și Artego S.A. au încheiat un contract de tranzacție la solicitarea disperată a clubului. Prin această tranzacție, în schimbul sumei de 300.000 de lei, clubul a renunțat la orice pretenție față de SC Artego S.A. Reprezentanții clubului ne-au asigurat în repetate rânduri că nu vor ataca hotărârea tribunalului și nu și-au respectat promisiunea. Se arată în scrisoarea deschisă semnată de Viorel David. Directorul Artego își încheie apelul cu un îndemn la onoare pentru creditorii și administratorii clubului de a renunța la executarea silită.